Un bărbat din Bujoreni și-a pus în pericol fiul de numai 12 ani, lăsându-l să conducă o dubiță pe un drum public din localitatea Voineasa. Mai mult decât atât, în momentul în care au fost opriți de poliție, tatăl inconștient nu se afla pe locul din dreapta șoferului pentru a-l ghida, ci la volanul unui alt autovehicul. Polițiștii au depistat un minor de 12 ani la volanul unui autoturism. De asemenea, au depistat și pe tatăl minorului, un bărbat de 39 de ani din comuna Bujoreni, care conducea o auto utilitară exact în fața minorului. Înțelegem că minorul era singur în mașină? Da, minorul era singur în mașină. Pe numele bărbatului care și-a pus copilul la volan a fost întocmit un dosar penal. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere și încredințarea unui autoturism unei persoane care nu avea acest drept. Deocamdată, polițiștii nu au stabilit ce distanță a parcurs minorul la volan sau dacă acesta a condus și pe drumul național 7 de la Bujoreni până la Voineasa.